Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. 160 de ani de performanță la școala Scarlat Longin. Ceremonia de investire a primarului și Consiliului Local Dărmănești. Festivitate de investire la Helegiu. După 60 de ani de activitate de performanță în educație în comuna Dofteana la școala Scarlat Longin, într-o atmosferă emoționantă, foste și actuale cadre didactice, dar și foști și actuale elevi ai școlii au participat la ceremonia aniversară. Școala reprezintă una dintre verigile de bază ale societății prospere. În fiecare zi, ea este călăuză, suport și exemplu pentru milioane de suflete în același timp, pregătindu-le pentru societatea în care urmează a crește. Cu gândul de a oferi șansa la educație cât mai multor copii, în urmă cu 160 de ani a avut loc inaugurarea primei școli din comuna Dofteana, pe care o cunoaștem în prezent ca școala gimnazială Scarlat Longin Dofteana. Odată cu trecerea anilor, pragurile acestei școli au fost trecute de sute de dascăli care au ajutat mii de elevi să deprindă arta învățării și să devină piloni ai societății contemporane. La rândul lor, unii dintre aceștia și-au arătat dragostea față de comunitate și față de școală. Școala în care au crescut și au mers pe urmele celor care le-au fost exemple, revenind în aceeași unitate de învățământ, dar în calitate de cadre didactice. Cu ocazia împlinirii a 160 de ani de existență a acestei școli, profesorii care au crescut pe holurile sale, împreună cu cei care s-au alăturat de mai puțin din comunității locale, doresc să se întâlnească cu elevii care se bucură în prezent de eforturile depuse, pentru ca aceștia să primească o educație cât mai bună. Se dorește astăzi comemorarea tuturor etapelor și mai ales sărbătorirea distinșilor profesori care au creat ceea ce este acum Școala Scarlat Longin Dofteana. În tot acest timp, pentru noi, cei de astăzi, se neagă în negura timpului învățători, profesori, elevi și părinți care au stat alături, umăr la umăr, pentru a croi un drum bun în viață absolvenților școlii noastre. De aceea, și astăzi, ca și odinioară, ne mândrim cu elevii școlii noastre, care an de an câștigă premii la olimpiade și concursuri școlare și care intră la licee de prestigiu, ducând mai departe renumele câștigat de școala noastră în ani de muncă statornică și serioasă. Că această muncă a fost eficientă și că dăruirea, eforturile, convingerile noastre n-au fost în zadar, ne arată atenția ce s-a acordat astăzi aniversării școlii noastre, pe care am primit-o cu mare bucurie. Suntem convinși că în această apreciere este, în fapt, recunoașterea unei munci făcute cu dăruire și responsabilitate, cu o mare investiție afectivă, cu răbdare și puterea de a lua lucrurile din nou și din nou de la capăt până la reușită. Toate demersurile întreprinse de școală, în numele învățăturii și al educației, pe care cu dăruire și competență le-au desfășurat în tot acest timp colegii noștri din alte generații pe care îi salutăm cu emoție, profesorii de astăzi și nu numai, elevi, părinți, autorități locale, au avut o unică finalitate, o bună pregătire a celor ce ne vor urma. Se cuvine de aceea, ca și pe această cale, să le mulțumim tuturor. Mulțumim călduros tuturor celor care ați participat activ de-a lungul timpului la îndeplinirea misiunii școlii. Un lucru departe de a fi ușor. Ceea ce ne-a însuflețit pe noi toți a fost spiritul de echipă și ceva ce a devenit vizibil doar prin actele noastre. O trăire permanentă care înaintează gândul, dar care și consumă. Dragi invitați, lumea emoțiilor și a trăirilor dă substanță ființei umane, nobilându-i faptele.
De aceea am să vă rog să-mi scuzați și emoțiile. De aceea vă invit să ne bucurăm împreună cu emoții la acest ceas de mare sărbătoare pentru școala noastră. Acum, când unii cred că școala nu mai este un far și că lumea în care trăim dezvoltă și încurajează doar non-valorile, noi, profesorii școlii gimnaziale Scarlat Longhin Dofteana și părinții și elevii, dar și reprezentanții autorităților locale, susținem la oaltă că dacă vom continua să cultivăm valori precum profesionalismul, respectul, solidaritatea, umanismul, atunci școala noastră va continua să formeze personalități umane de valoare. Vă mulțumim pentru recunoaștere, pentru prețuire acordată și vă asigurăm că munca noastră în acest domeniu este o ucenicie de viață. Vă mulțumesc, vă sunt recunoscător tuturor că ați fost astăzi prezenți, că ați dorit să fiți aici, să împărtășiți din amintirile dumneavoastră și îmi doresc din tot sufletul să vă simțiți bine ca atunci, odată, odinioară. Emoționată și cu lacrimi în ochi a fost și fosta profesoară, în prezent viceprimarul Comunei Dofteana, Dana Camară, care a ținut să-i felicite pe toți cei prezenți. Gândindu-mă cam în spate aproximativ 38 de ani vechime și actual viceprimar, vreau să vă spun la administrația publică, am avea vreodată, am avea 14 ani. Mai tânără. Școala este prima și cea mai mare dragoste a vieții mele. Școala, oamenii dragi, din fața mea, în fața cărora m-am gândit cu respect. Și vă doresc inima mea prea plină de tot ceea ce înseamnă dragoste, respect, prețuire și amintiri frumoase, amintiri plăcute din cancelarie, amintiri din toate clasele, din toate laboratoarele, din toate sălile din școlile din comună. Chipurile dragi ale dumneavoastră le pierd, le țin aici ascunse în cutia sufletului meu și ori de câte ori mă întâlnesc cu dumneavoastră, amintiri dragi mrevie și mă uit cu respect doamna profesoară Maftei, care de la care am învățat să fiu un alt cadru didactic, profesor de limba română. Îmi aduc aminte de domnul profesor Smarandache Vasile, de lecțiile dânsului de pedagogie, de viață din biblioteca școlii, de domnul profesor, director Maziul Valentin, lângă care am petrecut câțiva ani împreună în conducerea școlii, domnul profesor Negoiță, care mi-a fost foarte mulți ani și mentor, nu uit de domnul profesor Sivoglu, care mi-a spus când am intrat în învățământ în septembrie 1984 să nu regret niciodată de pasul pe care l-am făcut. Era doar puțin nemulțumit la vremea aceea când am ales școala centru și m-am dus la Cucuieți. Și acolo au fost cei mai frumoși ani din cariera mea de început de cadru didactic. Toate fețele frumoase și sufletele frumoase, doamna educatoare Păduroară, doamna educatoare Genovita Mazic, doamna Advocază Parda, doamna Sfița Roșie, doamna Doimița Păduroară, și a fost botezată de către fica mea și educatoare și doamna învățătoare, doamna Emilia Bertalan, doamna Lorica Peter, toate cadrele didactice în fața, v-am spus, în fața cărora mă întâlnit cu fioșenie și respect, pentru că meritați. Și vreau să vă spun că ultimul premiu pe care doamna director l-a primit la București nu a fost pentru conducerea școlii, nu a fost pentru conducerea primăriei care s-a implicat și se implică în ceea ce înseamnă modernizarea unei școli, ci premiul a fost dedicat întru totul domniilor voastre, care zilnic ardeți ca o lumânare pentru ceea ce faceți, pentru ceea ce peste ani vă este cu presusință recunoscut, recunoscător, copii, familie, comunitate, tot ceea ce sunteți. Dumneavoastră sunteți cei care vă împărțiți viața între școală și familie, poate de multe ori neglijați și ne neglijăm familia în detrimentul școlii, dar ce frumos este că peste ani ne întâlnim cu foști elevi care se opresc în fața noastră, ne salută, să rămână, bună ziua, doamna profesoară, domnule profesor, domnule învățător, uităm de tot, uităm de firele albe pe care le purtăm în păr
și sufletul nostru crește încă o dată și atunci menirea noastră pe pământ este mai mult decât ceea ce ne-a hrăzit Dumnezeu. Pentru că fiecare dintre noi probabil am avut steaua norocoasă, am ajuns oameni cu majusculă, sunteți oameni cu majusculă, dar înainte de toate suntem cadre didactice. Profesorul din noi, orice ar fi, rezonează astăzi și cred că sunt în asentimentul dumneavoastră să ne bucurăm în marea familie a școlii din Dofteană, nu neapărat a școlii gimnaziale Scarla Condru. Vă mulțumesc și aveți în mine întotdeauna un prieten de nădejde, un cadru didactic și spun eu un prieten. Mulțumesc. Orașul Dărmănești a fost duminică 20 octombrie în haine de sărbătoare, când primarul Toma Constantin a depus jurământul de credință pentru al treilea mandat și a reafirmat angajamentul privind continuarea proiectelor de dezvoltare socio-economică ce va duce la creșterea bunăstării comunității de pe Valea Uzului. Evenimentul s-a desfășurat în piațeta orașului și au fost prezenți numeroși prieteni și apropiați, printre care s-a aflat și deputata de Bacău liberală Cătălina Ciofu. Prin ordinul prefectului județului Bacău a fost convocată ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local pentru data curentă, întrucât din numărul total de consilieri stabilit prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 129 din 8-4-2024, pentru Consiliul Local al orașului Dărmănești, au fost validate majoritatea mandatelor de consilieri, fiind astfel întrunite condițiile legale pentru convocarea ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. Aș vrea să le urăm bun venit tuturor celor care sunt în preajma noastră și au dorit să vină la bucuria orașului Dărmănești și, prin urmare, aș vrea să, în primul rând, să-l salut și să îi mulțumesc că m-a invitat la această constituire primarului orașului Dărmănești, Constantin Toma. Stimați invitați, pentru un om politic cel mai greu este să-și dovedească credibilitatea, iar dumneavoastră, în primar, ați dovedit-o din plin și se vede după rezultatele pe care le-ați obținut în urma alegerilor că oamenii din comunitate vă consideră un om credibil, ați dovedit că sunteți implicat, că vă depuneți toată experiența în folosul comunității, nu v-ați calificat la locul de muncă, ați venit cu o experiență puternică în casa, în spate, atât administrativă cât și în domeniul liberal, așa, al unui om de afaceri. Și vă felicit din tot sufletul. A fost pentru mine o onoare și o mândrie să vă pot fi partener pe cât a fost posibil în toate proiectele pe care le-ați avut. Și voi fi oricând alături de dumneavoastră și de comunitate. Mult succes înainte și să reușiți să îi țineți aproape de pe oamenii comunității și să faceți echipă împreună cu Consiliul Local și rezultatele să fie de măsură. Vă felicit din tot sufletul. Mult succes mai departe! Dragi dărmăneșteni, sunt bucuros și onorat să fiu astăzi în mijlocul dumneavoastră, într-o zi însorită de toamnă, într-o zi de sărbătoare pentru orașul Dărmănești și vă pot spune că sunt mândru că fac parte din această echipă liberală care începe de la Bacău, se termină aici la Dărmănești și, bineînțeles, continuă și în celelalte comune, dar aici e un fief puternic liberal, având în vedere primarii și consiliile locale performante din Comănești, din Măgirești, din Zemeș, Moinești și nu în ultimul rând Dărmănești, la care am venit cu drag, la prieten, bunul meu coleg și prieten Toma, la bunii mei prieteni din Consiliul Local, cu care am colaborat și colaborăm în continuare pentru a realiza lucruri frumoase și importante în comunitățile noastre. Pot spune că există o colaborare strânsă între cele două localități, având în vedere și relația noastră de prietenie de mulți ani. Dar aici, la Dărmănești, începând cu 2016, la Moinești, începând cu 2008, când împreună am preluat administrația locală, domnul Ilie prezent aici primar, eu viceprimar, din 2016 ca și primar, zic că am făcut lucruri frumoase. Ne-am consultat deseori și a spus domnul primar în cuvântul dumnealui că mereu mai este de învățat. Așa este. Nimeni nu s-a născut primar, nu există o școală în care să te califici ca primar. Te califici la locul de muncă. Cele mai bune lucruri le faci atunci când ești aproape de cetățeni, când asculți ideile lor, când implementezi în ideile lor și când ții cont de tot ceea ce își dorește fiecare cetățean. Eu vreau să felicit noul Consiliu Local, să-i urez succes. Sunt sigur că și noi consilieri vor face echipă cu administrația locală, cu domnul primar, pentru a realiza proiectele pe care și le-ați propus, cum vă spunea, vreo 30 la număr, nu sunt puține. E un lucru care
Nu se întâmplă în orice localitate din țară, dar iată, aici performează atât executivul cât și Consiliul Local. De aceea vă urez succes și rămân plăcut impresionat pentru faptul că mai mult de jumătate din membrii Consiliului Local sunt femei. Felicitări, le urez succes și să fiți puternice să faceți față cu brio provocărilor din Consiliul Local. Să-i urez succes domnului primar, sunt sigur că mai are multe de făcut, nu se va da în lături, îi urez succes și în calitate de candidat la Senat, dar mai are de treabă aici la Dărmănești. Felicitări și succes tuturor! La începutul acestei săptămâni, în comuna Helegiu, a avut loc ceremonia de investire a Consiliului Local, dar și a primarului comunei, care timp de 4 ani de acum încolo va conduce destinele localității. În numele legii, instanța dispune că admite să privind propunerea de validare și propunerea de invalidare formulată de petentul secretar general al comunei Helegiu, validează mandatele consilierilor declarați aleși respectiv. Cacoveni Mihaela, candidat din partea Partidului Social Democrat, Vodă Mihai Ștefăniță, candidat din partea Partidului Social Democrat, Drug Gheorghe, candidat din partea Partidului Social Democrat, Stoica Nelu, candidat din partea Partidului Social Democrat, Enea Nicu Ciprian, candidat din partea Partidului Național Liberal, Săvuiu Elena, candidat din partea Partidului Național Liberal, Drug Valeriu, candidat din partea Partidului Național Liberal, Arun Ștefan, candidat din partea Partidului Mișcarea Populară, Bădic Gheorghiță Cristinel, candidat din partea Partidului Mișcarea Populară, Enea Svetlana, candidat din partea Partidului Mișcarea Populară, Busuioc Ion Daniel, candidat din partea Alianța pentru Uniunea Românilor, Scorțanu Vasile, candidat din partea Alianței pentru Uniunea Românilor și Capătă Emil, candidat din partea Uniunii Salvați România. Invalidează mandatul de consilier local declarat ales al domnului Mărgălina Ion. Dumnezeu cele 3-4 mandate că ți le-ai propus din chiar. Așa că ne-am terminat fără probleme, fără necazuri și să trec cu capul sus. Astăzi este o zi deosebită în viața mea, poate unică, nu știu, mai vedem dacă se va îndeplini dorința de a mai avea și alte mandate, dar ne raportăm strict la ziua de astăzi. Mă simt deosebit de onorat că alături de mine astăzi sunt oameni deosebiți aici. Sunt oameni cu experiență în administrație, oameni la care pot spune că poate am învățat sau urmează să mai învățăm și împreună să formăm o echipă, ceea ce îmi doresc din tot sufletul, cu toți consilierii noi sau cei care mai au alte mandate anterioare, îmi doresc să avem o echipă constructivă și împreună să avem rezultate bune și într-adevăr să regăsim în faptele noastre ceea ce am găsit în jurământ și l-am spus toți cu tot sufletul și din toată inima și la sfârșitul mandatului să vedem și rezultatele mult așteptate atât de noi cât cu siguranță de toți cetățenii. Le mulțumesc pe această cale în mod deosebit celor care m-au ales, celor care au fost alături de mine în campanie, dar cu siguranță vreau să menționez și faptul că nu voi fi primarul doar celor care au ales echipa noastră, voi fi primarul tuturor cetățenilor Comunei Helegiu și în egală măsură vom trata problemele atât eu cât și aparatele de specialitate din Comuna Helegiu, în administrația locală. Vom trata toate problemele cu maximă seriozitate și cu mult devotament și vom căuta în așa fel încât să ajungem la rezultatele dorite de toți cetățenii. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc un mandat ușor și un mulțumesc. A fost și este condusă de o persoană prietenoasă, de o persoană muncitoare, de o persoană onestă, sociabilă și nu în ultimul rând serioasă. Serioasă în tot ceea ce face. Încă de la început v-am perceput ca un om deschis. Un om care abordează problemele cu foarte multă responsabilitate. V-am văzut o persoană echilibrată care este gata să ajute pe oricine are nevoie de și este o persoană care abordează problemele raportându-se la firea și persoana, personalitatea omului cu care discută. Și să știți că nu în ultimul rând am rămas alături de dumneavoastră și de echipă, am văzut în dumneavoastră un familist convins, ceea ce pentru mine contează foarte mult. Astăzi vă mai mulțumesc și pentru faptul că în cei 8 ani de zile niciodată nu mi-ați impus
ceea ce să fac în Consiliul local, având în vedere ședințele desfășurate, m-ați lăsat să-mi exprim punctul de vedere așa cum l-am gândit eu. Vă felicit și pentru cei 4 ani din postura de primar, pentru tot ceea ce ați putut să faceți și în numele echipei vă urez succes în mandatul de primar. Sunt convinsă că veți aduce rezultate pozitive în comuna noastră și că vă ții alături de noi și de toți cetățenii comunei. Sâmbătă 19 octombrie de la ora 12 la Biblioteca Municipală Radu Roseti Onești a avut loc lansarea volumului intitulat Profesioniștii noștri, numărul 45 Maria Dohotaru, cu sufletul la carte, o ediție îngrijită de către dr. Ioan Lăcătușu și Eric Mihail Broaner. Volumul este dedicat unui profesionist de excepție din domeniul editării și tipăririi cărții, doamna Maria Dohotaru, managerul tipografiei și editurii din Onești. 65 de ani reprezintă o treaptă înaltă în viața unui om. E o treaptă în care îți permite să te întorci și să arunci o privire asupra a ce ai făcut până atunci. Pentru cei pasionați, bineînțeles că nu este ultima treaptă. Această carte, la 65 de ani, reprezintă o casetă de valuri. Dar nu cu bijuterii, cu diamante, cu așa, ci cu destemantele spirituale, care vor rămâne o moștenire pentru familie, pentru urmași, pentru toți cei care au fost legați într-un fel de universul editurii și tipografiei noastre primite. Spre deosebire de antevorbitorii mei, eu am să mă întorc puțin să evoc începuturile. Începuturile mele ca autor și începuturile colaborării cu tipografia și editura Magic Print. În anii 90 era o adevărată aventură să tipărești la nivelul județului Bacău. Am trecut prin toate experiențele, cu sponsor, cu nu știu ce, prin diverse tipografii, deșteptare, gat prin de la Bacău. Tirajele de câteva sute de exemplare se pletau, pentru că atunci se tipărea abnec. În 2003, s-a pus problema tipăririi istoriei ilustrate a orașului Târgu Mureș, o primă carte color, aproape integral, cu dificultăți de a găsi o tipografie capabilă să tipărească, la nivel acela, 2003, o carte de asemenea fel. Și în felul acesta am ajuns, până atunci publicasem sub auspiciile editorii Aristar, ca Fundației Naționale George Cărnescu, și am ajuns cu această carte la tipografia Magic Print. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Vineri, 25 octombrie, vremea înregistrează o ușoară tendință de încălzire, iar cerul va fi senin. Maxima zilei ajunge până la 15 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 1 grad Celsius. Sâmbătă, 26 octombrie, vremea înregistrează o ușoară tendință de încălzire. Cerul va fi senin, maxima zilei nu va trece de 14 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 4 grade Celsius. Duminică, 27 octombrie, vremea se menține caldă pentru această perioadă a anului. Cerul va fi parțial senin, maxima zilei va ajunge până la 14 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 4 grade Celsius.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!